de a duce concepării de valor, de a duce concepării de director, arată de renașterea, stimate domnule primar, îndoriată și îndurerată familie, iubiți credincioși și dragii mei. Suntem într-o perioadă cu totul la familie. A trecut ziua Învierii Domnului Hristos și cele 40 de zile de bucurie și lumină bucurecească. A trecut ziua Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, ziua Rusalii, ziua Sfintei Treimi și iată ne aflăm în Duminica de după Rusalii, când ne aducem aminte de toți Sfinții neamului omenesc, știuți și neștiuți. În logica duhovnicească, această duminică a tuturor sfinților, însemnează nu altceva decât împlinirea umană, adică rostul acestor praznice mari a Învierii Domnului Hristos, a Înălțării Lui la Cer, pogorârea Duhului Sfânt, trebuie să se oglindească în noi oameni. Toate aceste evenimente mântuitoare s-au făcut în favoarea noastră, a oamenilor. Și ele trebuie să se regăsească în viața noastră. Doar atunci când aceste sărbători se regăsesc în viața noastră, noi putem zice că am împlinit voia lui Dumnezeu. A fost necesar ca Hristos să învieze din morți, ca să se facă începătura învierii tuturor celor adormiți. Ca noi să credem, dacă mai era necesar încă o dată, că viața noastră nu se sfârșește pe pământ. Că viața noastră continuă în cerul lui Dumnezeu, sperăm noi, în împărăția Lui. Că viața noastră are un sens, are un scop în sine, care îl descoperim în realitatea Lui, acestui scop, la sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos. Când firea omenească este așezată unde? În sânul dumnezeieștii trăini, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, părtași dumnezeieștii fiind. Acesta este scopul viețuirii noastre. Ca noi să ajungem de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în sânul Sfintei Treimi, părtași dumnezeieștii fiind. Tot ceea ce trăim noi pe pământ nu este un scop în sine. Să mâncăm, să bem, să ne bucurăm unul de celălalt. Nu, dragii mei. Scopul în sine este acesta care a fost enunțat astăzi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Fiți sfinți pentru că eu însumi sunt sfânt, zice Domnul. Acesta este scopul adevărat al vieții noastre. Celelalte sunt mijloace prin care noi încercăm să rezistăm în această lume, bucurându-ne și tristându-ne și încercând să ajungem la liman. Știm prea bine că fără Dumnezeu nu aceasta chiar n-ar avea trecătoare pe care le trăim în această lume. Vă ziceam că ele n-au un scop în sine. Și ce să mai zicem de necazuri, și de neputințe, și suferințe? Că parcă mai mult este toate au un început și au un sfârșit. Doar Dumnezeu este fără de început și fără de sfârșit. Și toate trebuie să le
așa, atunci dragostea noastră se înveșnicește cu adevărat. Viața noastră se înveșnicește. Mai ales în perioada Sfintelor Paști, dacă încercăm să aproape lui nostru din egoism, înțelegând că noi am vrea viața celuilalt și de multe ori trăim în această minciună și în această eroare, Dumnezeu. Și atunci dobândești adevărată viață. Adică chiar viața ta, care ți s-a împotrivit ție cel mai bun, cu plus de măsură. Noi trebuie să căutăm viața lui Dumnezeu. Care a luat trup, ca și noi oameni. Au demonstrat toți Sfinții pe care îi cunoaștem, pentru că ei sunt nenumărați. Spuneam astăzi, la hramul tuturor din cartierul Mănășturi, că pe cuvioși, pe mucenici, pe proroci, trebuie să-i avem în vedere și pe acești oameni. Care s-au străduit să ducă o viață după voia lui Dumnezeu. Eu am această conștiință și cred că și dumneavoastră mila lui Dumnezeu. Dar eu consider un om sfânt care le consider în favoarea Sfințeniei ei. Nu doar că au avut mulți copii. 7 la număr. Am văzut și aici o familie frumoasă, foarte cu nepoți, cu rude. O comunitate de plină. Pentru că, știți bine, familia este biserică. Biserica de acasă trebuie să devină și biserica din biserică, ca ea să altar pe care să se jertfească perpetu Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, nu trebuie să ne dorim viața celuilalt. Trebuie să ne dorim viața lui Dumnezeu. Și acest lucru s-a făcut posibil, iată, și când noi am dobândit toate darurile și puterile lăuntrice prin care putem Sfinți, precum Dumnezeul nostru Sfânt este. Și să știți că sunt momente în care chiar suntem Sfinți. De pildă atunci când ne spovedim. În grija duhovnicului și a lui Dumnezeu. Stare de Sfințenie. Și ea este mai deplină atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că atunci devenim teofor purtători de Dumnezeu, că dacă îl porți pe Dumnezeu în tine, nu poți să fii decât într-o stare de Sfințenie. Înainte de a ne împărtăși, este necesară spovedanie, de a pregăti toată ființa noastră lăuntrică pentru Dumnezeu cel Sfânt, care vine să ne sfințească. Duminica de astăzi ne pune la îndemână niște repede, care sunt Sfinții lui Dumnezeu. Începând de la Adam și Eva, noi spunem că Adam și Eva
și că prin ei a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și ei sunt de vină. Și mai ales pe Eva au învinuit. Ei, dacă este așa, jertfa de pe crucea Domnului nostru, Iisus Hristos, că l-am moștenit și noi, da, este adevărat, dar se ștepte la taina Sfântului Botez. Problema este nu doar că au greșit protopărinții noștri Adam și Eva, că nu este greu urechilor să le auzi. Știți că Adam era un reper. A fost izgonit din rai. Și mergea adesea la poarta raiului care era păzită de arhanghelul Gabriel. După tine, Doamne, și te caută cu lacrimi. Poarta raiului, rugăciune care l-a sfințit, dragii mei, și noi îl putem numi sfânt pe Adam și o putem numi sfântă pe Eva în Domnului nostru Iisus Hristos, cea cu pogoară în dreapta mea, sus, pe voltă, Adam și Eva, care au devenit sfinți. Fiecare generație, citiți cu atenție Vechiul Testament și veți vedea mulți oameni și-au sfințit viața. Și-au împlinit porunca să iubești pe Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Viitoare mai bine, când va fi Duminica Sfinților Români, care ne-a împreunat cu mâinile la rugăciune, de bunicul care ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Ne aducem aminte de toți acești oameni care au făcut parte integrantă din viața noastră, din neamul nostru, din sângele nostru și care ne-au lăsat o credință, dreaptă moștenire și ne-au lăsat moștenire, o morală la care noi trebuie să apelăm, să nu ne fie rușine de ce ne-au învățat părinții noștri, moșii și strămoșii noștri. Morala din ziua de astăzi este una răsturnată. Pentru că ierarhia valorilor este răsturnată. Nu, noi trebuie să-L avem reper pe Dumnezeu și să-L avem reper pe Dumnezeu, iată, prin Sfinții noștri, prin Părinții, prin moșii și strămoșii noștri. Și acum îmi mormântăm un moș, un bunic, la 87 de ani, un om care a trăit o viață plenară, biblică. Nu doar că l-a slujit pe Dumnezeu, dar am primit cuvântul Sfântului Proroc, care zice, zilele omului sunt 70 de ani, dacă este în putere 80 de ani, ce este mai mult decât atât o steneală și durere. Dar iată, vedeți, s-a împlinit cuvântul prorocului David în acest om. Vârstă frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu. Și-a văzut copiii la casa lor, și-a văzut nepoții, rând pe rând. S-a bucurat împreună cu soția sa. Îmi pare tare rău că n-am reușit să vin la gospodăria dumneavoastră. Am trecut de multe ori prin zonă, dar am să vin. Am slujit de multe ori în zonă și tot am amânat-o de pe zi pe alta și uite, sunt lucruri care nu se mai pot anuma. Precum cel de față. Dar de aceea am și pus răbdarea dumneavoastră la încercare ca să ajung, chiar dacă mai târziu, măcar la slujba mormântării, știi prea bine că și-a dorit să fiu
prezent la acest moment. Și apoi, eu știu ce înseamnă să ai un bărit plecat în veșnicie, știu ce înseamnă să ai un tată plecat în veșnicie și atunci, cu atât mai mult, am încercat să venim această dorință. Sigur, fără să supăr pe ceilalți nepoți, și în virtutea faptului că Lavinia și Ovidiu îmi sunt foarte, foarte apropiați. Acum, el se duce la Cosmin, la Iunus. Și nu va fi sigur. Nici Cosmin și Nicului cunoscut. Ei, Dumnezeu cântărește aceste lucruri. Dar tot ce cântărește Dumnezeu pentru viața noastră, o face în favoarea noastră. Să fiți încredințați, dragii mei, de acest lucru. Chiar dacă câteodată Dumnezeu intervine dureros în viața noastră, să știți că El o face în favoarea noastră. Dumnezeu nu poate face rău. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să vă binească. Dumnezeu să vă mângâie familia numerată. Și noi toți să luăm aminte la viața noastră. Pentru că aceste momente sunt momente de meditație, nu atât pentru cel care a plecat în veșnicie, pentru noi care încă mai trăim pe pământ. Cum să ne trăim viața astfel încât să împlinim cuvântul Domnului Hristos, cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, fiți sfinți precum eu însumi.